Bună seara, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Ediție Finală. În această seară vă invit la episodul 10 din serialul Istoria Diplomației, Nașterea Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice și Gheorghe Cicerin. Alături de mine, invitatul serii este domnul conferențiar universitar, dr. Radu Florian Bruja. Bună seara, domnule profesor, și bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Iată-ne la al 10-lea episod. De data aceasta venim în Europa răsăriteană, într-o perioadă, să zicem așa, mai tulbure a istoriei. Și pentru început v-aș invita să ne spuneți câte ceva despre selecția, recrutarea și promovarea diplomaților. Da, să mergem pe cursul firesc a istoriei diplomației, dar aș vrea să subliniez faptul că nu cu mult mai tulburi decât perioada pe care o trăim. Da. Dacă vrem să facem o trimitere, măcar la relația între România, Ucraina și Moscova. O să specific în partea a doua a emisiunii, deci am vorbit despre lucrul ăsta. Revenind la ceea ce ați propus legat de aspectele privind diplomația, în mod normal, pentru orice țară, selecția, recrutarea și promovarea diplomaților reprezintă o problemă de importanță majoră, deoarece acest personal are un rol extrem de important, uneori mai important în vremea unor confruntări sau unor tensiuni diplomatice și politice și militare decât în perioade de acalmie și perioade de pace. Deoarece chiar în condițiile în care țările se află pe picior de război, negocierile și rolul diplomaților este unul foarte mare. Și atunci e sigur că selecția, recrutarea și promovarea trebuie să țină cont de niște criterii în ceea ce privește cel puțin țările mari, direct legate cu meritocrația și cu capacitatea diplomaților de a rezolva probleme și de a găsi soluții pentru probleme complicate. Ca să facem paralela cu personajul nostru de astăzi, Gheorghe Cicerin a avut un rol fundamental exact într-o astfel de perioadă și nu într-o perioadă, să spunem, mai simplă, cum avea să fie pentru diplomații ruși, dacă vrem să-i luăm pe ei, în anii 20, sfârșitul anilor 20 sau după cel de-al doilea război mondial. Chiar și astăzi, deși astăzi nu mai este ușor. În ceea ce privește România, noi avem o lege din 2003 care privește modul cum sunt selectați și recrutați specialiștii din aparatul Ministerului Afacerilor Externe și care prevede toate modalitățile prin care se poate ajunge și cine poate să facă parte din corpul diplomatic. Și aici trebuie să avem în vedere că există câteva condiții pe care o persoană le trebuie să le îndeplinească pentru a accesa, să spunem, o carieră în domeniul diplomației. În primul rând, sigur, este de domeniul evident că trebuie să urmeze un program de studii superioare, dar nu există niciun fel de restricție care să fie domeniul de studii superioare pe care un diplomat sau o persoană care dorește să urmeze o carieră diplomatică trebuie neapărat să le aibă. Adică poate să vină și din zona tehnică și din zona economică și din zona științelor umaniste sau din zona științelor juridice fără niciun fel de problemă. Și exemple sunt foarte multe, așa că nu o să mai pierdem vremea. Cred că nu știu cineva din zona medicală să fie accesat, să facă o facultate de medicină după care să urmeze etapa a doua, pentru că există o etapă a doua. Și asta înseamnă un curs de specializare organizat prin intermediul Academiei Diplomatice. Academia Diplomatică funcționează practic pe lângă Ministerul Afacerilor Externe și pregătește specialiști pe relații internaționale sau pe cariere de politică externă. Și din rândul lor, apoi, prin urma unui concurs, se organizează, se ocupă posturile, atât timp cât posturile sunt vacante. Deoarece personalul diplomatic nu este foarte numeros. E vorba de câteva sute de persoane, dar care lucrează, jumătate dintre ei lucrează în exterior și jumătate sunt în centrală. Adică prin centrală se înțelege la sediul Ministerului Afacerilor Externe.
Există două metode, să zicem, modalități clasice sau două școli clasice de selecție a personalului diplomatic. Este școala franceză și care implică exact modelul care se aplică și în legea din România. După absolvirea studiilor superioare, urmează o pregătire care se poate face acolo în cadrul celebrei școli de administrație publică de la Paris sau care prin cadrul Ministerului Afacerilor Externe și care prevede o serie de capabilități pe care un viitor diplomat trebuie să le aibă. Vă dau un exemplu belgian, ca să înțelegem cam ce înseamnă un concurs. Să zicem că oricine poate să facă studii superioare și chiar poate să acceseze, deși sunt destul de scumpe cursurile Academiei Diplomatice, după care vine examenul. În Belgia, de exemplu, și modelul nu este belgian, este patentat de francez, candidații sunt aduși într-o sală, un diplomat vine și le vorbește în jur de 40-50 de minute, foarte multe lucruri, extrem de multe lucruri. De regulă sunt aduși diplomați la capătul carierei. Ei trebuie să scrie pe jumătate de pagină ideile esențiale. Dar el îi plimbă peste tot ca să-i vadă care le este capacitatea de sinteză. Sinteză, da. Și după aceea, sigur că el știe exact ce a vrut să spună și atunci se uită foarte bine și spune asta, 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 asta. Deci asta după ce se dau celelalte probe de cunoștințe în domeniu. Deci nu este, este o selecție destul de riguroasă. Există apoi modelul american, el noi spune modelul american, dar el este britanic la origine, preluat și de sistemul american. Ei merg pe același sistem francez cu cele două etape, acolo există și un test de IQ foarte dur, după care se merge pe o practică. Și practic selecția se face în urma practicii. Ei nu merg pe ideea că au nevoie de diplomați să-i trimit în Europa. Merg pe ideea că au nevoie de diplomați care să fie specializați pe o anumită zonă a lumii, cu cunoștințe inclusiv lingvistice în zona respectivă. Dacă este pe zona Asiei Centrale, atunci este nu numai limba rusă. E de preferat să știi și una din limbile din Asia Centrală. Dacă este pe America de Sud, sigur că acolo e un pic mai simplu, pentru că acolo vorbesc spaniola în principal. Dar ei caută astfel de experți pe care îi trimit un an, doi și abia după aceea trec la concurs, după ce au avut deja un stadiu de practică. Există și un al treilea sistem, specific în general țărilor totalitare sau nedemocratice și nu de multe ori și a țărilor cu democrații în construcție, care ține mai mult de, hai să spunem, propteaua politică sau de un sistem clientelar care face ca de multe ori corpul diplomatic să ajungă, din păcate, un fel de cimitir a elefanților și nu întotdeauna ajung pe baza meritocrației persoanele cele mai bune. Și în cazul României, să știți că pentru un tânăr diplomat, o carieră, dacă nu este pregătit, nu e niciun secret, vă pot spune asta, că am discutat, sunt întors din câteva zile din Azerbaidjan, la ambasada României din Baku, titularul de acum este excelența sa Vasile Soare, care a început o carieră pe domeniul umanist, ca și Gheorghe Cicerin altfel, da, da, da. Dar s-a specializat pe, și aici poate părea surprinzător pentru mulți dintre noi, pe limba mongol-altaică. Ceea ce în anii 90 cred că puțin în lume ar fi, da, toată lumea își dorește sau își dorea să ajungă în Franța, în Germania, în Marea Britanie, în Statele Americe, nu la Olambator. Ei, dar asta i-a oferit o deschidere către acest spațiu și a ajuns la Baku după ce a fost în centrală de câteva ori, doar anterioara misiune a fost la Moscova. Deci vorbim de misiuni diplomatice dificile. Eu am auzit de acest diplomat când era în Kazahstan. Deci el are o experiență mare. Alții pot să aibă trasee foarte sinuoase, pot să fie trimis în America de Sud, din America de Sud în Asia de Sud-Est, în Asia de Sud-Est în Africa, oriunde în centrul Africii, deci o carieră foarte complicată. Și acum trebuie să ne întoarcem un pic ca să încheiem legat de selecție și de promovare. De regulă, cei care trec concursul stau 2 ani în centrală, maxim, pot să stea și mai puțin. Și sunt pregătiți pe diversele departamente ale Ministerului, care sunt pentru probleme de securitate, care sunt pentru probleme de politică externă, de Asia Centrală, de zona Mării Negre, de NATO și așa mai departe.
și apoi sunt trimiși în misiuni. Dar ei ajung atașat diplomatic. Poate să fie atașat economic, poate să fie atașat cultural, dar mai puțin aici. Și aici începe cariera, de fapt. Și după undeva între 2 și 4 ani se tot fac examenele, să zicem, de treaptă și se trece la secretar 3, apoi la secretar 2, secretar 1, care poate conduce o cancelare de misiune diplomatică, și apoi la consilier diplomatic. Ultimul, cel mai înalt grad, fiind cel de ministru plenipotențiar. În ceea ce privește titlurile de ambasadori, care sunt deasupra ministrului plenipotențiar, aici există două chestiuni. Una din condițiile pe care le prevede legea este ca niciun membru a corpului diplomatic nu are voie să facă politică. Deci nu pot să fie membri de partid în niciun fel. Dar noi știm că ministrul de externe este și știm și o grămadă de ambasadori, dacă ne uităm pe site-urile ambasadorilor, îi descoperim, care au fost membri de unor partide politice. Dar la nivelul ăsta se poate numi. Aștia nu au carieră diplomatică. Ei sunt trimiți pentru că se pot face selecția din rândul unor personalități culturale, a unor oameni de televiziune. Și am avut exemple. Radu Niculescu, de exemplu, care a fost mulți ani la Paris, după ce a făcut emisiuni pe domeniul relațiilor internaționale și un bun cunoscător al lumii franceze la televiziunea română. Deci vedem că se poate, fără nicio problemă, ajunge pe această filieră. Există la Nicosia, fost diplomat, nediplomat, care a făcut campanie electorală, a susținut campanie electorală prezidențială a candidatului PNL de acum 10 ani la prezidențiale. Deci înțelegem că există și această portiță de a să ajungi în diplomație. Ei primesc acest titlu, dar nu fac parte din corpul diplomatic. Și atunci, sigur, ei pot să fie membri de partid. De asta am vrut să fac un pic trimiterea, pentru că ministrul de externe este membru și secretarul de stat pot să fie. Diplomații cu titlul de ministru plenipotențiar sau, cum este cazul pe care l-am dat de la Baku, chiar ambasador, ei sunt numiți de către președinții cu titlul ăsta, ministerul dă numai până la ministru plenipotențiar, dar pot să fie și pe filieră politică. Și există și cu asta și încheia partea asta ca să fac câteva trimiteri și spre un alt detaliu. Există și o zi a diplomației române. Noi acum ne aflăm în ultima zi a lunii septembrie, dar ea este ziua de 1 septembrie și 1 septembrie trebuie să înțelegem că diplomații sunt numiți pe lângă șeful statului, de către șeful statului. Chiar dacă ei vin de la minister, prin departamentul de protocol personal și apoi cu semnătura ministrului, dar ei sunt pe lângă șeful statului și el este cel care trimite scrisurile de acreditat. Pe 1 septembrie, șeful statului, conform prevederilor constituționale, are posibilitatea să numească diplomați, să îi promoveze alți diplomați și atunci, sigur, sau da, de regulă, de ziua diplomaților nu se întâmplă partea asta, ci se referă mai degrabă la posibilitatea promovării pentru niște merite pe care el le poate considera că un diplomat sau altul le are, fără ca să treacă printr-un concurs cum ar fi în mod normal. Deci îl poate avansa, doar e o zi a porților deschis în promovarea, să zicem, diplomaților. Asta este pentru cazul României. Aș mai face o trimitere așa ca să ne apropiem de Gheorghe Kicerin. Există o situație interesantă în ceea ce privește familia și trebuie să ne gândim că aici e una din problemele cu care diplomații se pot confrunta, este depărtarea foarte mare de casă. Aparent, așa, dacă privim lucrurile de pe la televizor, ne putem gândi mai degrabă că diplomația este o lume a luxului, a covoarelor întinse, a seratelor, a recepțiilor și a evenimentelor cu personalități importante din vari domenii. Și e o lume așa ușor strălucitoare. Dar să știți că este departe de realitate. Această imagine care a fost promovată mai degrabă de lumea mai puțin cunoscătoare a ceea ce se întâmplă în diplomație. Meseria de diplomat, noi am mai discutat pe parcursul lumii, este una destul de complicată și de poate să fie foarte și plictisitoare și uneori poate să fie și tensionată. Extrem de tensionată. Ei nu au un program de la 8 la 4 sau de la 9 la 5. Sunt 24 din 24 trebuie să fie dacă e nevoie de ei. Mai e problema depărtării de casă și a familiei. Pentru că diplomații sunt însoțiți de membrii familiei. Poate fi soțul, soția,
Dacă ne uităm așa prin cărțile mai vechi, o să vedeți întotdeauna soțiile diplomaților. Și chiar sunt lucrări cu soțiile diplomaților, dar să știți că în aparatul diplomatic românesc astăzi, numărul femeilor cred că l-a depășit pe cel al bărbaților. Dacă nu, oricum este acolo la egalitate. Avem foarte multe doamne în diplomație și atunci nu mai merge cu vechea poveste istorică. Ce fac soțiile diplomaților când sunt diplomați în post? Da. Ei, acum se poate să fie și soții diplomaților. Da. Gheorghe Cicerii nu era căsătorit și avea și apucături homosexuale. Da, da, da. El n-a avut nici copii măcar, deci el la el e un caz atipic, dar să știți că când a început să apară diplomația modernă, hai zicem premodernă, secolele 16-17, diplomația permanentă, diplomații nu, le era interzis să vină împreună cu soțiile în misiunile diplomatice, pentru că se considerau că femeile pot fi spioane. La vremea aia erau însoțiți bucătari. Începând cu epoca lui Ludovic al XIV-lea și mai ales în secolul XVIII, curtea de la Versailles, a schimbat această mentalitate și a permis diplomaților să vină cu însoțiți de soțiile lor și care chiar primeau o titulatură așa neoficială de ambasadris. Dar din secolul XIX-lea era cam o obligație pentru diplomați să fie căsătoriți. Gheorghe Cicerii e un caz diferit, deși vorbim de acum de un diplomat din secolul al XX-lea, dar a prins în diplomație câțiva ani și din perioada anterioară. Și în condițiile astea am zis că fac această trimitere. Altfel să știți că există asociații ale partenerilor diplomatici, inclusiv România are, și unde partenerii se ocupă de activitățile diplomaților fără să aibă titulatura oficială. De exemplu, zilele de recepțiile de ziua națională sunt organizate de cele mai multe ori de partenerii diplomaților. Partea de protocol și tot ceea ce înseamnă, să zicem, chestiuni mai sclipitoare ale evenimentului. Deci asta înseamnă și niște sacrificii. Și aceeași problemă și a copiilor care ar putea să fie aduși aici. Iar am făcut trimiterea asta la același Gheorghe Cicerin, care n-a avut o viață de familie. Dar a urmat, să spunem, selecția, recrutarea și promovarea diplomaților într-o diplomație foarte bună și meritocratică. În ciuda faptului că încălca, să zicem, unul din, n-aș spune, legile epocii, că nu erau legii care spun asta, dar să zicem așa de cutumele epocii în care Gheorghe Cicerin a trăit. Cine a fost Contele Roșu, Grigori Vasilevici Cicerin? Putem să luăm de prin secolul XV? Există o poveste cu mai multe familii de aristocrați, de arhitecți, specialiști, genovezi, care au construit Kremlinul în secolul XV-lea, când este construit Kremlinul, la 1400 și. Gheorghe Cicerin este unul din urmașii unui Cicerii genovez care a însoțit această delegație la invitația țarilor Ivan al III-lea la vremea respectivă și Vasile al III-lea apoi la Moscova. Deci vorbim de o personalitate dintr-o familie cu cele mai vechi origini aristocratice din Rusia acelor epoci. El se naște în noiembrie 1872 și aparținea unei familii aristocratice foarte vechi, cu o educație extrem de mare, o familie bogată, pentru că după moartea tatălui său îl crește unchiul său, care era foarte bogat, undeva în regiunea Tambov. Avea un domeniu unde își va continua, să zicem, o perioadă educația Gheorghe Cicerin. Va veni la Sankt Petersburg, unde va urma cursurile Facultății de Istorie și Filozofie, care avea să fie pasiunea lui pentru toată viața, și va intra la scurt timp, la sfârșitul secolului, la 1898, în diplomație, cu ajutorul unui alte rude, după ce va dovedi competențe clare pentru diplomație. El a și, pe perioada cât a funcționat în cadrul Ministerului de Externe a Rusiei Imperiale, el nu va sta decât câțiva ani acolo, până în 1906.
când va părăsi Rusia, în condițiile revoluției de atunci, așa reorientării sale politice, pentru că el a fost un aristocrat cu vederi liberale, pro-occidentale, liberale și... chiar pro-germane și anti-britanic. Da, a fost multă vreme, dar s-a văzut, se va fi văzut și în cariera lui ulterioară acest lucru. Era un om extrem de rafinat și extrem de educat. Vorbea 12 limbi. Vorbea, nu vorbim de engleză. Ce mai vorbește astăzi? Oh, nu știu, nu știu zău. Vorbea, eu vă dau așa niște, nu vorbesc de engleză, franceză, asta e evident, germană, evident că astea le vorbea. Vorbea letona, vorbea araba, vorbea latina. Cânta la două instrumente, la flaut și la pian. Făcea muzica clasică, Wagner. Era un pasionat de muzică clasică, de literatură și de filozofie. De altfel, va fi și scris o carte foarte bună, a rămas în manuscris. El n-avea să fie cunoscut ulterior, după ce va fi șters așa din lista diplomaților, pentru că l-a slujit pe Stalin, în fond. O monografie dedicată marelui cancelar și diplomat Gorciakov de la începutul cele de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea rus. Va scrie și o istorie a ministerului, va scrie în sfârșitul vieții o biografie a lui Mozart. Era un om pasionat de foarte multe, deci o cultură extrem de mare. Asta l-a și făcut cunoscut în toate mediile diplomatice din capitala rusă în vremea respectivă, vorbind de Petersburg, cum era atunci. Însă, de ce Contele Roșu? Pentru că Revoluția din 1905 îl va găsi de partea menșevicilor. Iar orientarea aceasta să zicem, social-democrată, pentru că, noi spunem menșevici, dar la vremea încă nu era foarte clar cum era făcuse ruptura. Avea să crease Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din Rusia, după modelul unui partid similar din spațiul german, și care avea orientare socialistă. El va, prin intermediul acestui partid, va cunoaște marxismul și va fi pasionat de marxism și va deveni un marxist. Ei, tocmai asta avea să-l arunce afară de pe băncile Ministerului de Externe, pentru că călcase orice un aristocrat n-avea ce căuta în lumea asta, dar el avea o gândire egalitaristă, socialistă, în ciuda originilor lui evident aristocratici. Și va deveni liderul social de marxiștilor, să zicem, ruși, a exilaților ruși din Europa. Dar multă vreme a fost la Berlin, se va muta o vreme la Paris, va ajunge la Londra în cele din urmă și va coordona tot felul de grupări radical-socialiste ruse, dar participând la congrese internaționaliste din epoca respectivă, fiind o figură cunoscută măcar la nivelul, să zicem, acestei lumi a elitelor, a diplomaților și a politicienilor din perioada respectivă. Această orientare n-ar fi fost suficientă, pentru că el în primă fază e mai degrabă adeptul menșevicilor decât a bolșevicilor. Însă ce se întâmplă? Începe primul război mondial. El va fi expulzat din Germania, evident, nu mai putea să fie în calitate de reprezentant aristocrației ruse, nu mai putea să fie în Germania, care era în război cu Imperiul Rus. Se va stabili o vreme la Paris, după care va pleca la Londra. Revoluția din 1917 îl prinde la Londra. Dar vorbim de revoluția, hai să-i spunem, burgheză, cea din februarie-martie. Și apoi, după criza Cornilov, când guvernul este preluat de către Mihail Kerensky, el va adera la gruparea leninistă, la gruparea bolșevică. Ceea ce va face ca acest Kerensky să solicite autorităților britanice, aliații în război. Kerensky face ultima ofensivă a Imperiului Rus, ofensiva militară, din vara lui 1917. La cererea expresă acesteia, Cicerin va fi arestat. Și va face câteva luni bune de închisoare în Marea Britanie. De acum, radicalizându-se de partea lui Lenin, lovitura de stat din octombrie-noiembrie, care îl va aduce la guvernare pe Lenin,
va fi șansa lui Ciceren să iasă din închisoare și să ajungă în Rusia. Cu ajutorul lui Trotski. Primul, să zicem, cel care era titularul externelor în guvernul Lenin este Trotski. Și Trotski propune un schimb de diplomați și de personalități. Guvernul bolșevic se pregătea să facă pace, să iasă din război, nu mai recunoștea tratatele pe care Rusia le semnase anterior cu Marea Britanie și Franța și în condițiile astea s-a acceptat un schimb de prizonieri, să-i spunem așa. Ori unul dintre cei pe care Trotski și-l dorea să-l aibă în structură era acest Gheorghe Vasilievici Ciceren. Și acum să ne întrebăm de ce. Odată pentru că era aristocrat. Și asta însemna niște legături foarte bune în diplomația cu care Trotski urma să semneze niște acorduri mai târziu. El spera că va face o revoluție mondială, dar până atunci el avea nevoie de un expert care să cunoască acea lume. Și atunci îl preferă pe el. Și apoi, nu în ultimul rând, avea expertiza diplomatică și venea dintr-o familie bună, avea toate legăturile și mai era și bolșevic, sau mă rog, pro-bolșevic. Deci avea toate calitățile pentru că acest mare conte, dintr-o mare familie de conte, să devină conte roșu. Și, într-adevăr, intră în diplomație împreună ca subalterna lui Trotski, primul act diplomatic, să zicem, prima misiune diplomatică a lui Gheorghe Ciceren, fiind cea de reprezentant al lui Trotski în negocierile de la Brest-Litovsk, care vor duce la ieșirea Rusiei din război. Ulterior, după ce Trotski va începe războiul civil și Trotski va prelua conducerea Armatei Roșii, cel de-al doilea, să zicem, ministru de externe a guvernului bolșevic avea să fie Gheorghe Vasilievici Ciceren. El va deveni al doilea titular al externelor din perioada, să zicem, de acum bolșevică. Dar după încheierea războiului și mai ales după ce Trotski va aluneca pe, să zicem, pe o altă pantă a biografiei sale, intrând în competiția pentru putere cu Stalin, Gheorghe Vasilievici Ciceren va deveni primul comisar al poporului pentru afacerile externe ale Uniunii Sovietice, deoarece în 1922 se creează Uniunea Sovietică și el va fi, dacă vrem, primul ministru de externe a URSS. Va conduce acest departament. El, practic, din 1919 până în 1930 a fost în funcția de titular al externelor și primul care a rămas cunoscut cu această titulatură ulterior, când va veni Maxim Litvinov, se va schimba titulatura. Aceasta, să spunem, este perioada lui de apogeu ca în calitatea lui de ministru de externe a URSS. Din 1930, cariera lui intră în cu totul în umbră. Trebuie spus aici câteva detalii. Acest om avea și niște probleme de sănătate. Greu de descifrat foarte bine problemele sale de sănătate, deoarece el avea astenie. De astenie se tratase încă de prin tinerețile astea, dar nu era astenia asta de toamnă, că e vremea urât afară. Da, sau de primăvară. Sau de primăvară. Și era astenie care avea probleme mai degrabă chiar legate de sexualitate, pentru că el a și încercat să se trateze de homosexualitate. E o chestiune la care nu mă pricep. Da, și eu am citit niște materiale și într-adevăr încerca să trateze, dar nimeni nu înțelege ce tratament posibil. Știți ce se întâmplă? După ce a intrat în conul de umbră, el și-a dat demisia și pentru faptul că avea deja foarte lungi perioade, cel puțin după 1923, lungi perioade de absență. Pentru că mergea în Germania în principal, dar nu numai în Germania, în diverse stațiuni balneare pentru a se trata. Avea o problemă cu insomnia. Era un om care lucra și 20 de ore, nu putea dormi noaptea. Deci avea niște tulburări destul de grave, eu nu mă pricep să vă spun cam care ar fi un diagnostic corect dat. Nu știm foarte multe, pentru că în momentul în care se va crea o mare enciclopedie a diplomaților sovietici, el va avea mult mai puține pagini decât Maxim Litvinov, de exemplu, care a fost subalternul lui și succesorul lui, și de 5 ori mai puține pagini decât Vyacheslav Mihailovici Molotov. Deci, dacă era în grațiile lui Stalin, pentru că după 30, într-un fel, și cred că Stalin s-ar putea să-l fi lichidat mai repede. Da. Nu știm ce s-ar fi putut întâmpla mai departe. El va trăi într-o totală uitare, undeva în Moscova, este îngropat la cimitirul mănăstirii Novodedici din capitala rusă, undeva pe Arbatskaya. Cine a vizitat Moscova știe că e o stradă
celebră așa în centrul Moscovei, o stradă cu căsuțe tradiționale rusești, cu izbe, de altă dată în spate blocurile din perioada lui Stalin, dar ea a rămas așa ca o enclavă istorică unde a locuit el. Și uitat cu totul, în 1936 avea să moară și să nu fie recuperat de istoriografia sovietică, prea bine. Istoriografia universală nu i-a acordat foarte multe pagini decât atâta cât s-a știut din străinătate despre el. Așa că are o biografie diplomatică interesantă, dar și a unui aristocrat absolut nefiresc în condițiile în care este unul din cei care susțin din calitatea lui regimul lui Lenin și este colaboratorul lui Stalin. Dintre cei trei miniștri de externe a lui Stalin, el este primul ministru, să spunem, primul din seria comisarilor care au condus externele sovietice în epoca lui Iosif Stalin. Ca și comisar al poporului, sunt ceva puncte importante în activitatea sa? Da, trebuie să înțelegem contextul istoric în care el și-a desfășurat activitatea și care era total defavorabil Rusiei de atunci. Odată cu ieșirea din război, cu pacea de la Brest-Litovsk, să zicem, nu este inițierea lui în diplomație, pentru că el a avut ani în diplomație, dar a lucrat doar în central. Acum este, să zicem, inițierea în diplomația bolșevică. Rusia nu era recunoscută. Războiul se încheie prin înfrângerea Germaniei, beneficiara păcii de la Brest-Litovsk. Deci, practic, sovieticii au avut, sau bolșevicii, să le spunem, ca să-i delimităm până în 22 și din 22 încoace, au avut o șansă istorică mare, aceea ca Germania, țara care învinsese, să piardă în cele din urmă războiul. Doar că ei nu sunt recunoscuți de către puterile occidentale, pentru că încălcaseră tratatele pe care le semnase țarul, elita politică anterioară cu Anglia și Franța, măcar cu Londra și cu Parisul. Și, pe de altă parte, îi se află în prin război civil. Război civil în care nu se știa cine avea să câștige. La 1919, 18 când începe războiul civil, 19 când începe cariera lui, nu era foarte clar cine va câștiga războiul. Iar Occidentul susținea trupele antibolșevice. Numai că noi am mai, poate mai discutat, poate nu, dar să știe, trupele generalilor albi, cum le zicem așa, nu s-au coordonat, ele ei rivalizau între ei, ceea ce le-a permis bolșevicilor să îi învingă rând pe rând. Că n-au fost nevoiți să lupte cu totodată. Altfel, probabil că n-ar fi rezistat. La Paris se însemnează în 1919 tratatul de pace, care încheie primul război mondial, se pune bazele unui nou sistem politic internațional, cel numit Versailles, la care Rusia nu este invitată. Așa că acest Gheorghe Cicerin este nevoit să facă, să-și renoade legăturile cu toți exilații ruși din Occident, pentru a încerca să arate că el este reprezentantul legitim, de fapt reprezentantul unui guvern legitim la Moscova, de acum că ăștia se mută de la Petrograd, cum i-au spus în primul război mondial, la Moscova, și să găsească formula prin care să fie recunoscuți. Asta era marea problemă, că nimeni nu recunoscuse acest stat. Acest stat în 1919-1920 încearcă să ducă niște războaie cu Occidentul. E vorba de încercarea de a crearea Republicii Sovietice a lui Belacun în Ungaria, dar mai cu seamă de războiul cu Polonia. Amândouă se încheie trist, adică trist, cu înfrângerea sovieticilor în bătălia de pe Vistula, care a rămas celebră în vremea respectivă. România au avut și ei un rol important aici, pentru că România e aici, în zona asta, și are mare dificultăți în a-și găsi echilibru și frontierele. Și atunci Cicerin mizează pe un lucru pe care eu cred că n-avem cum să nu ne gândim nici astăzi. Rusia e prea mare și prea importantă ca să rămână izolată. E vorba de o grămadă de acorduri care s-au rupt,
de embargo care a fost pus pentru guvernul bolșevic și cu toate astea el a mizat pe faptul că resursele Rusiei, importanța Rusiei, dimensiunile și forța Rusiei vor prima în cele din urmă și el știa să vorbească pe limba diplomaților occidentali ca să se deschidă poarta. Dar Rusia a înțeles atunci că trebuie să facă și niște sacrificii pentru a obține. Asta, de fapt, este concepția lui și așa, misiunea lui este să scoată Rusia bolșevică din izolare. Învingătoare în războiul civil, economic este praf. Și atunci Lenin vine cu ideea NEP-ului, noua politică economică, care are o componentă și economică, are și o componentă politică și una legată de politica externă. În sensul că erau foarte multe acorduri și foarte multe împrumuturi făcute de Occident în Rusia. Bani pe care guvernul bolșevic nu îi mai returnează. Și atunci când Cicerin spune că se pot găsi soluții de discutat, dar avem nevoie acum de niște ajutoare și am putea să colaborăm și să ne plătim niște, vedem care sunt diferendele, că n-am făcut noi împrumuturile, împrumuturile au făcut țarul, țarul nu mai există, ai lui, sunt Occident la voi, să găsim soluții. Și când Europa cam sătulă de război, trecuse prin primul război mondial, se implică Anglia destul de mult în războiul din Rusia, dar nu e capabilă să ducă un război de lungă durată cu Rusia. Lucru pe care Cicerin mizează. Și are timp. Rușii au timp. Or, atunci le se deschide portița. Dar primul lucru pe care Cicerin îl face și unde înțelege că Rusia trebuie să facă niște sacrificii, este în ceea ce privește frontiera de vest a Rusiei. Asta care o doare cel mai tare. Și Cicerin începe să negocieze cu țările baltice. Estonia este prima țară cu care intră în legătură, în contact cu Cicerin, în condițiile în care Cicerin dă primele semnale că ar recunoaște o posibilă independență Estoniei. Tratatele se semnează imediat unul după altul, pentru că după Estonia vine imediat Letonia, vine Lituania și apoi vine și Polonia. Polonia care se creează atunci, pentru că nu existase înainte de primul război mondial, știm povestea dramei poloneze. Acest lucru l-a făcut foarte credibil în ochii Occidentului, pentru că Occidentul a văzut că rusul se poate înțelege cu vecinii și atunci de ce nu s-ar înțelege și ei cu rușii? În fond, e o piață prea mare, contează prea mult, există și posibilități de a câștiga bani de pe urma acordurilor economice cu Rusia. N-avem cum să lăsăm. Nu putem izola și o țin într-un embargo. Pentru că, până cele în urmă, noi pierdem. Asta a fost, de fapt, marea miza lui Cicerin. A dat ăstora câte un picuț de independență în tratatele din 1920 și 21, ultimul, care e la Riga în 21. Între Rusia și cu Finlanda, că și Finlanda și-a obținut independența tot în urma acestei prăbușiri a Imperiului Rus și a primit de acum invitația, în condițiile în care războiul civil se încheiase de mult, de a negocia cu diplomații occidentali. Și bineînțeles că succesul lui va veni în anii 1922-1923, când va participa la cele mai mari conferințe internaționale din epoca respectivă și ăla a fost, de fapt, conferința de la Genova. Era așa, după 500 de ani, genovezul se întoarce acasă. El participând acolo, era vorba de datoria de război, o grămadă de datorii pe care fostele guverne imperiale ruse le aveau în Occident. Dar asta a însemnat, în momentul în care îl invit să negocieze și el vine cu o delegație mare, se duce în Germania, trece prin Elveția, ajunge iar în Italia, însemna că de fapt o recunoaște. Cu cine stai de vorbă și recunoști țara care se creează în acel moment, se crea, pentru că în același an, de-aia avea să se creeze și Uniunea Sovietică. Și pentru, deși conferința de la Genova, care privea mai mult problemele astea economice post-belice, legate de despăgubirile de război ale Germaniei, de investițiile pentru reconstrucția europeană, sunt mai multe chestiuni economice. Ele nu au succes. Conferința de la Genova n-a fost neapărat un succes. Pentru Rusia și pentru Cicerin a fost marele moment. Adică el atunci a intrat în diplomația occidentală. Și în legătură
cu diplomația occidentală pe cale oficială, pentru că presa occidentală și presa din Rusia dădea imagini cu Cicerin alături de David Lloyd George, alături de Louis Bartu, alături de Walter Rathenau, de Luigi Facta, partea Italiei, deci de mari miniștri de externe a celorlalte țări. Și asta însemna că de facto ai recunoscut existența noului stat. Restul au fost numai niște negocieri diplomatice de recunoaștere internațională reciprocă, care în cele din urmă nu s-au încheiat decât cu tratate bilaterale sovieto-britanice, sovieto-franceze, sovieto-italiene, sovieto-japoneze și a dus de fapt la recunoașterea internațională a URSS. Ăsta este marele, să zicem, succes diplomatic al lui Gheorghe Cicerin. Dar eu aș mai adăuga aici un detaliu. Prima țară căreia îi se adresează este Germania. Și cu Germania se semnează un tratat aproape secret, tratatul de la Rapallo. Tratatul cu Walter Rathenau, care încălca prevederile tratatului de pace de la Paris-Versailles, în ceea ce privește remilitarizarea Germaniei și de fapt industrializarea Rusiei, că aici era un acord, Germania a venit cu tehnologia, iar Rusia sovietică încă la vremea respectivă vine cu zona. Nemții n-au voie să-și construiască tancuri în Germania. Da, pot să o facă la noi. În altă parte. Da. Deci tratatul ăsta despre care s-a știut și nu s-a știut, s-a știut de tratat, dar s-a știut că e un tratat de neagresiune între Berlin și Moscova, avea acele prevederi care au însemnat de fapt o lungă, să zicem, colaborare pe domeniul militar și industrial între Berlin și Moscova și care se va încheia într-un fel sau altul cu toate hopurile lui abia în 22 iunie 1941, după multe alte povești istorice. Pentru că, sigur, venirea lui Hitler a însemnat o răcire a relațiilor la putere în Germania și răcirea relațiilor cu Moscova. Dar, cu toate astea, asta arăta că Cicerin se gândea nu numai la recunoașterea internațională, ci la recâștigarea statutului de mare putere pe care Rusia trebuie să o aibă în lume. Aia era o viziune pe care o avea Cicerin și nu nimic, alții mai nou au aceeași viziune în ceea ce privește rolul Rusiei în lume. Sigur că aș mai încheia așa doar cu două, trei lucruri, pentru că este important, el a semnat apoi tratate cu mai toate țările, și cu Iranul, și cu Afganistanul, și cu toate ceea ce însemna recunoașterea internațională. Dar succesul a fost atunci în anii 20-22, 23, participarea la Lausanne, și apoi poate și lungile perioade de convalescență l-au făcut să nu mai aibă așa un al doilea mare succes important. Dar el, de fapt, fusese adus pentru ceea ce a făcut. De asta a avut nevoie Lenin de un astfel și Trotsky de un astfel de personaj. Și apoi Stalin l-a păstrat până în 1930. De în 30 a fost îndepărtat. Nu a fost îndepărtat brutal, pur și simplu starea de sănătate nu i-a mai permis să continue activitatea, dar și-a crescut lângă el un om foarte capabil, pe Maxim Litvinov. Ei, aș aminti de tratatul de la Lausanne, pentru că la Lausanne, în 1923, se rediscuta tratatul cu Turcia de la Sevră. Cicerin avea foarte bune relații cu Turcia, pentru că Rusia a susținut revoluția lui Atatürk. Și Rusia sperase că Atatürk va crea un guvern bolșevic, ceea ce n-a făcut. El avea să creeze un guvern naționalist, dar de stânga, o curiozitate așa pentru europeni. Însă relațiile dintre Ankara, pentru că și turcii își mută capitala de la Istanbul la Ankara, și Moscova vor fi foarte bune în perioada aceasta între Cicerin și turci. Ori la Lausanne se rediscuta problema noului stat, Republica Turcă, creată în octombrie 23, că anul trecut a fost 100 de ani, și care acum rediscuta vechiul tratat de la Sevră cu Imperiul Otoman, defunctul Imperiul Otoman. Una din problemele care priveau acest tratat era problema strâmtorilor. Problema strâmtorilor însemna dacă strâmtorile sunt sau nu închise. Pentru că cele două strâmtori, Bosfor și Dardanele, urmau să fie recunoscute ca parte a Turciei și Turcia solicita dreptul de a închide vaselor militare.
România, de exemplu, susținea ca aceste două strâmtori să fie deschise pentru vasele militare. Lucru pe care nu-l dorea Rusia. Relația dintre Cecerin și România și diplomații români este una proastă. De ce? Rusia se temea că România ar putea privi, România ar putea fi ajutată prin strâmtorile Bosfor și Dardanele de către flotele anglo-franceze, care știau drumul către Crimea și către Odessa, și atunci Rusia ar fi preferat închiderea strâmtorilor. Ori în cele din urmă să găsește soluția pentru ca ele să rămână deschise. Dar de ce România își dorea? România își dorea pentru propria securitate, pentru că România se temea de un atac din partea Rusiei. De ce? Din cauza Basarabiei. Pentru că între Rusia și România se deschide problema Basarabiei. Basarabia se unește cu România în 1918, noi știm acest lucru, dar cel care va fi primul care va spune că nu recunoaște această unire este Gheorghe Cecerin. Și chiar în ultimele 5 minute, vă invit să ne spuneți care a fost poziția lui Gheorghe Cecerin față de problema Basarabiei. Să știți că e foarte evazivă. Gheorghe Cecerin este un adevărat diplomat. Erau mai multe probleme în discuție. Era problema tezaurului, care foarte recentă. Era problema Basarabiei și era problema refugiaților albi, din trupele albilor, pe teritoriul României. Deci sunt trei chestiuni. De fiecare dată când România aducea în discuție o problemă, el o amintea de celelalte. Și primele negocieri care se fac este momentul în care trupele bolșevice se opresc pe Nistru și se creează la nord de Odessa o mare zonă de concentrare militară care nu era decât îndreptată împotriva României. Brătianu, Averescu, Tache Ionescu, care erau, să zicem, lideri politici externi românești la vremea respectivă, Averescu nu neapărat, dar a fost prim-ministru în perioada respectivă. Înțelegeau că ce să caute trupele alea acolo. Și când s-a adus în discuție, Cicerin, el prima a fost care a trimis o notă încă din 1919 și în care a spus că Rusia nu recunoaște unirea Basarabiei cu România, care a fost făcută, spunea el în documente, dacă scris traducerile corecte, sub presiunea baionetelor românești. Adică, de fapt, poporul moldovean nu își dorea unirea cu România. Prezența armatei române la Chișinău și pe teritoriul Republicii Moldova, să nască mai târziu, de Basarabiei, i-a forțat pe cei de acolo să voteze unirea. Și el a solicitat orice discuții pe această chestiune, face numai dacă organizați un referendum în rândul populației, vedem dacă populația este de acord cu unirea. Știa că nu va ieși cum își dorește București. Lucru pe care București refuză să-l facă, spunând că actul sfatului țării a fost unul juridic legal, a fost dorința și a altor grupuri minoritare din Basarabia de a se uni cu România și nu există, nu avem ce discuta să vină sovietici să organizeze un referendum pe teritoriul care aparține de statul român. Și atunci nu avem ce discuta. Și el spunea că, de fapt, prezența trupelor sovietice în zona Odesei sunt doar pentru perioada de iarnă. Deoarece iarna e frigă în nord și noi le aducem în sud să mai stea la mai călduț. Ceea ce vedem că nu credea nimeni la București, adică era evident. Pe baza asta s-au început negocierile de la Cetatea Albă, care au fost prima rundă de negocieri și când nu s-a ajuns la niciun acord. Dar de la Varșovia au venit primele semnale încurajatoare. Pentru că Cicerin a dat de înțeles diplomaților ruși să lanseze pentru un intermediar, care era important pentru România, că era alianța, să crea alianța politico-militară, că dacă România ar uita de problema tezaurului, România solicitând restituirea tezaurului, s-ar putea începe negocieri în problema Basarabiei. Și s-a hotărât în cele în urmă ca Revalul, care de atunci începea să-și schimbe denumirea în orașul pe care îl cunoaștem astăzi numit Tallinn, să fie gazda acestor negocieri. A fost un diplomat român care a așteptat acolo 4 luni de zile să vină reprezentanții lui Cicerin sau chiar Cicerin în persoană. Tallinn este foarte aproape de frontiera, era foarte aproape de nou oraș denumit Leningrad.
a venit nimeni, pentru că întotdeauna s-a adus în discuție aceeași problemă. Ce caută pe teritoriul României petluriștii, ăia lui Mahno, care au luptat în războiul civil împotriva bolșevicilor, sau reprezentantul lui Colceac, sau nu mai știu cine, și mai ales când veneau și mai găseau din presa românească că regina Maria l-a primit pe nu știu care general rus la Castelul Peleș și apărea în presă și ăștia imediat trimiteau, a, păi da, voi susțineți pe ăștia care sunt dușmanii noștri și vreți să negociem? Nu avem ce negocia. Apoi negocierile s-au mutat la Genova. Pentru că la Genova a participat și delegație românească, au participat 30 ceva de țări. Și când s-a reluat discuția în problema Basarabiei, Cicerin avea de fiecare dată, da, noi am putea să deschidem negocierile pe problema Basarabiei cu condiția ca să susțineți punctul de vedere a nostru în problema strâmtorilor. Ori asta însemna noi să votăm închiderea strâmtorilor și să fim lăsați la mâna flotei rusei. Deci nu se putea discuta pe ei, nici pe căile astea nu ne-a mers sigură. Chestiunea s-a reluat și la Lozan și din nou nu s-a fost. S-au mai vorbit de negocieri la Viena. În cele din urmă, Maxim Litvinov este cel care încearcă să găsească o soluție în problema asta, dar este condiționată. Este condiționată pentru că, și închei așa cam cum am început, ei spuneau, noi putem să semnăm un tratat cu România pe baza statutului antebelic, în care noi ne asigurăm că noi nu vom ataca România, dar înțelegeți-vă cu ucrainenii. Că, de fapt, Republica Federativă Ucraineană din cadrul URSS revendică teritoriile din Basarabia, că acolo ar fi aparținut de Ucraina, nu de Moscova. Că ele țin istoric de spațiu ucrainean. Ori această Republică Ucraineană era a cincea roată la căruță, pentru că, de fapt, tot Moscova conducea și nu ucraineni erau cei care puteau să ia decizii. Dar existau suficient de multe voci în spațiul ucrainean care spuneau că o frontieră naturală între cele două popoare nu poate fi decât pe Prut. Și atunci ai spus, da, noi putem să semnăm un tratat cu voi, voi renunțați la tezaur, noi semnăm un tratat de, să spunem, neagresiune, prin care noi ne angajăm că nu vă atacăm pe voi niciodată în condițiile în care voi nu aveți un război cu ucraineni. Adică nu ni se dădea mare lucru. Și în cele din urmă nu ne s-a dat nici tezaurul, Basarabia a rămas în frontierele României, dar nu pentru mult timp. E adevărat, nu a mai văzut Cicerin ce avea să se întâmple, pentru că el va părăsi externele. Însă cam asta a fost. Noi nu am fost dintre toate țările astea, Finlanda, țările Baltice și Polonia, noi nu am avut relații diplomatice cu Uniunea Sovietică, n-am stabilit relații diplomatice, nu am avut misiuni diplomatice, decât foarte târziu, în anii 30. Deci pentru o lungă perioadă de timp, deși negocierile vor continua, ele au fost deschise atunci de Tache Ionescu, de Ionel Brăteanu și de Constantin Diamandi, vor fi continuate de Nicolae Titulescu și de Maxim Litvinov în anii 30, dar altele au fost opreleștii care le au dus la blocarea acelor, să zicem, negocieri, ceea ce a întârziat stabilirea relațiilor politico-diplomatice cu Uniunea Sovietică. Domnule profesor, țin să vă mulțumesc pentru participarea noastră la acest episod 10. Aștept să ne întâlnim și la următorul episod. Plăcerea a fost și de partea mea. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne întâlnim lunea viitoare la aceeași oră la o nouă ediție emisiunii Ediție Finală. La revedere și o seară frumoasă!